Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi avem de deschis premiile la rank 3 pe contul Road to Glory. Ieri, câți ați fost pe live, am pornit la 5 cu 2 și am ieșit dintr-un match că aveam 150 mesuri, dar asta nu contează. Nu mă interesează recordul, vă zic din start, nu mă interesează recordul pe RTG, pe contul principal, doar pe cele contra cost, că acolo, na, trebuie să facem. Doar pentru content, orice am face, aceiași jucători ne dă, dacă fac rank 1, tot 86, 86, 86 și tot așa, că am făcut de multe, multe ori și nu a dat nimic, din contră la rank 3 chiar dă mult mai bine ca la rank 1, spre surprindere, asta e adevărul, nu? Cel puțin mie, asta mi se întâmplă. Să spune și voi în comentarii ce v-a picat, jocul legat de joc. Nu prea mă mulțumește, nu-mi place, vă zic sincer, nu-mi place și dacă un joc nu-ți place, n-ai cum să-l joci la capacitatea ta maximă. Dar important e să fie un update bun și să rezolve tot. Trebuie să gândim pozitiv și Doamne ajută să fie bine. Haideți să trecem direct la pachete să vedem ce pică la rank 3. Mamă, primul. Mamă. Nici aici, Rabiot, cine? Al doilea, a? Doamnești. Bă, Vela. Dar nu, iau Milinkovic Savic, iau. Da, cel mai bine. Și ultimul. A, mă, cu ceva bun. Oh, Neymarsito. Hei, direct, îți dai seama că pe el. E și rating, e și bun. Direct pe el. Avem cel mai bun super sub. Deci cel mai bun super sub Neymar. E bestial, e bestial Neymar. Asta nu că mă plâng, dar nu-mi place gameplay-ul, pur și simplu. E părerea mea și o zic pe față, nu-mi place gameplay-ul. Un Nainggolan. Stai puțin, frate, că nu s-a înțeles. Cum ai spus, mai poți repeta o dată, te rog? Un Nainggolan. Nu e nimic, frate, orice ne mai greșește, stai liniștit. Nu e singurul. Am un pachet de 100k. Screener, nu? Da. Deschidem întâi 83 astea pe ultimate pack. Ai mă băi, dă-mi și mie o puteia. Noi double. Mi-au dat un Neymar. E ok, sunt mulțumit. Deja e bonus ce o să dea. E rule breaker ăsta, trailblazer. Ai Kelios-ul ăsta. Ai mă, cu campaign test. Asta e... Awar? Băi, 88, e ok. Hai să vedem, 85 ori 2. E gold. Aia de 85, mă, frate. N-ai, man. 85 ori 3. Tot gold. Băi, dar nu-mi dă un de-asta. Da, e Musiala. A, mai bine. Am să facem și iconul ăsta. Să vedem dacă pică ceva. Știți cum e. Primul squad, 87 squad. Ei, dăm summit. Sunt aici cu fratele meu. Cu bufnița asta. Băi, tu sunt porți noroc, da? Ce mai vrem frate ăsta de la mine? Hai să dăm summit la asta. De ce e supărat ăsta așa? Băi, uitați-vă un pic. De ce e supărat? Nu înțeleg. De ce stai, te uiți încolo? Uită-te aici, că aici deschid. Uite. Messi. Uite, vezi? Ui! V-am zis, frate, că-mi poartă noroc, bu. Păi că am dat-o din greșeală jos, îmi pare rău. Gata. E supărat pe mine, nu știu, fac urât la weekend league de asta, e supărat. Bă, dă-l, mă, frate, încolo, dă-l încolo de joc, dă-l, mă. Trebuie team of the week? Fucking hell, mate. Ok, știi ceva? Bag charcha-ul e asta. Doamne, te rog eu frumos, luăm bufnița frumos, nu mă interesează, tu, dacă e supărat sau nu, tu trebuie să deschizi. Băieți, dați un like și un subscribe, m-ar ajuta enorm de mult înainte de a deschide acest base icon player pack și să scrieți în comentarii dacă ați ajuns aici ce episoade vreți să mai facem pe canal. M-am gândit așa, să facem în timpul săptămânii episoade și în weekend live cu Weekend League. Hai, Doamne ajută bufnița, Doamne ajută, cu R9. Păi, stai că-n player pack! Aaaa! Aoleu! Aoleu, aoleu! Aoleu, puiol, aoleu! M-a spart! Un prediction price? Eu zic 600, tu cât zici? Eu nu vorbesc cu ăștia de le pică puiol.
Da, mă, băieți, ăsta a fost și episodul. Eu cu buvnița mea aici mi-a adus puțin noroc. Nu uitați să scrieți în comentarii orice părere m-ar ajuta, cu ce vreți să vedeți pe canal. Și nu uitați de butonul de like, subscribe, clopoțel. M-ar ajuta enorm, enorm de mult. Noi ne auzim cu următorul episod sau următorul live în weekend. V-am pupat, aveți grijă de voi. Baftă la pachete, pa, pa.